Bine v-am găsit la un nou episod. E bine, în episodul ăsta o să fac ceva mai diferit față de ce postez de obicei pe canal, pentru că mi se pare destul de interesant și cu siguranță pe unii dintre voi ar interesa. M-am uitat și eu pe live stream-ul celor de la Samsung în momentul în care au lansat noul lor telefon, Samsung Galaxy S10 Plus, și m-am interesat puțin și despre prețuri, așa că în cazul în care n-ați fost acolo, hai să vă arăt eu cam care sunt prețurile și vreau să spuneți în comentarii dacă vi se par niște prețuri mari în comparație cu Apple, cu iPhone, cu Huawei sau cu alți pretendenți la locul întâi ca cel mai vândut telefon. Și da, scuzați-mi cacofonia, să-mi spuneți, nu știu, dacă ar fi să alegeți unul dintre astea. Eu sincer nu o să-mi cumpăr modelul ăsta, cel puțin nu acum, o să mai aștept să mai scadă prețul, nu sunt atât de plus să cumpăr chestii noi. Și variantele top costă undeva la 7800 de lei. Este 10 plus, 1 tera, 12 GB RAM, dual SIM, ceramic white. Și telefonul arată cam așa oricum, el o să se lanseze din ce văzusem eu pe 7-a 3-a, pe 7 martie, deci oricum mai durează destul de mult, 2 săptămâni și ceva. Telefonul l-am văzut pe live, mi se pare destul de mișto, inovativ cu diferite chestii. Dar nu știu ce să zic de prețuri. Deci chiar asta vreau să spuneți și voi în comentarii. Eu am găsit asta pe Media Galaxy și oricum este precomandă și am văzut că au și o campanie aici. Precomandă acum și poți primi noile căști Galaxy Buds. Și aici spune promoție valabilă până la 8 aprilie. Și are și un regulament, bineînțeles, dacă și activezi telefonul în perioada respectivă. Nu știu, sincer, dacă ar fi să-mi iau de aici, cred că mi-aș lua ceva la jumătate. Adică ăsta cred că la 5500 de lei. Bineînțeles, nu se compară configurațiile și componentele, dar și specificațiile, vreau să zic, dar oricum, nu știu, aștept părerea voastră în comentarii și discutăm acolo. Așa că v-ați cumpărat telefonul ăsta? Da, ați dat atâția bani pe un telefon și la ce ați folosit telefonul ăsta? O să vă las link de la Media Galaxy în descriere, n-am niciun partener cu ei sau ceva în cazul în care vreți să vă uitați la prețuri. Poate o să se mai facă diferite modificări la prețuri, deși nu cred. Așa că noi ne vedem la următoarele episoade. Salut!